În umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, numai harul tău, o Doamne, numai harul tău mă ține. Numai harul, Doamne, numai harul mă păstrează neîncetat. Doar El poate, El mă ține, credincios cu adevărat. O, Doamne, Tată, vin din nou înainte Ta și vreau să-mi mijlocesc pentru cauzele mele pe care numai Tu le cunoști. Numai Tu le poți aduce rezolvat. Fie-ți milă de mine și familia mea. Te rog, Doamne, binecuvântă pe soția mea, Doamne, Dumnezeu, pe copiii mei. O, Doamne, dă-le sănătate, poartă-le de grijă. Ajută, Doamne, la examene. Fă să vadă mâna Ta la lucru, Doamne. Fie-ți milă de mine și ajută-mă, Doamne, să pot, Doamne, să stau în părtășie cu Tine, Doamne, cât mai mult. Nici de dimineață sau de spre Tine, Doamne, să caut pată, că înaintea feței Tale sunt bucuri nespuse. Fericit. Ajută-mă, Doamne, să Te slujesc mai mult pe Tine. Din toată inima, din toată ființa mea. Du-mă și în această zi acolo unde ai nevoie de mine. Și folosește-mi Tine. Scoate-mi cale oameni care prevestesc Evanghelia. Pentru aceasta curățește-mă Tu de tot ce nu este după voia Ta. Curățește mintea, inima, trupul, sufletul, duhul, prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos, în baza cuvântului Tău, de orice păcat, de orice fără de lege. Și prin rânele Domnului Iisus, vindecă trupul, sufletul meu, dă-mi putere, Doamne, ca să pot să Te slujesc pe Tine și să pot, Doamne, să-ți dau lauda, slava, gloria și Tine, care Ți se cuvine Ție și numele Tău sfânt, dintr-o inimă sinceră și curată. Cât voi trece acest mă pun în mâinile Tale, pun în mâinile Tale familia mea, pun în mâinile Tale cauzele mele, pun în mâinile Tale viitorul meu și proclam brința Ta peste el. Și cred, Doamne, că Tu vei lucra așa cum numai Tu poți să faci, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Și Tu vei lucra așa cum ai lucrat pentru Daniel, pentru cei trei tovarăși al lui Daniel, cum ai lucrat, O, Doamne, pentru poporul Israel, că L-ai scos din Egipt cu mânătare, că Tu ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Tu ești Dumnezeu cel viu și adevărat. Toată încrederea mea este în Tine. De aceea pune toate aceste cauze în mâna Ta, proclam virința Ta peste ele și cred, Doamne, că Tu vei lucra. Toată viața mea Te voi lăuda, Te voi slăvi, Te voi glorifica. Îmi voi împlini jurințele făcute înaintea Ta. Toată viața mea Te voi sluji din toată inima și din toată ființa mea. Până în ziua cum mă vei chema acasă. Amin. Doamne, în Tine mă încred, că Tu ești al meu păstor. Teamă de nimic nu îmi este, căci cu Tine eu când merg, nici un rău nu poate fi. Cât de bine e lângă Tine, eu mă las acum, Iisus, pe brațul Tău sfânt. Mă las în a Ta îngrijire, eu mă las acum, Iisus, pe brațul Tău sfânt. Mă las în a Ta îngrijire.